Bună ziua și bun găsit! O nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Cristian Ghina, fost ministru al fondurilor europene și unul dintre liderii USR. Bună seara, domnule Ghina, mulțumim că ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Alături de mine, ca de fiecare dată, Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Ghina, spuneți-mi un lucru. În acest moment vedem că ne îndreptăm spre un guvern minoritar PNL. Cu un alt premier, nu domnul Câțu. E de fapt ce a cerut dumneavoastră la USR. De ce nu s-a ajuns și la o negociere între PNL și USR, dacă una dintre condiții era îndeplinită? Pentru că nu au fost invitați. Înțeleg că PNL a decis direct guvern minoritar. După desemnarea de către președinte a domnului Ciucă, mesajul pe care l-am primit la președintele PNL a fost: mergem în Parlament cu guvern minoritar și cam asta este. Domnul Ciucă ulterior a confirmat într-o convorbire cu Dacian Cioloș această abordare, în sensul în care a spus că ne invită la o discuție pentru a ne prezenta programul de guvernare. Deci nu suntem în situația în care noi refuzăm. Nu, e decizia la noi. Pur și simplu suntem informați, luăm act, ne considerăm și noi informații, ca să spun așa o expresie celebră, de faptul că PNL a decis să meargă în Parlament și, de fapt, PNL a decis să se bazeze pe voturile PSD, pentru că nu există altă matematică. Adică matematica e aceeași. Ești în alegeri, PNL poate guverna cu USR sau cu PSD. Ați fi intrat într-un guvern Ciucă dacă erați invitați? Disponibilitatea noastră asta a fost tot timpul. Da, am spus tot timpul, această coaliție, așa cum a fost ea formată după alegeri, este soluția rațională, cu condiția să ne ținem de programul de guvernare pe care, la care am muncit foarte mult, dacă țineți minte, cât am blocat crearea guvernului vreo 2-3 zile atunci la Vila Lac, pentru că am insistat să discutăm niște detalii din programul de guvernare. Singura noastră eroare a fost că nu am pus și termene acolo. După care au fost fel de fel de răzgândeli, între care și în chestiuni foarte sensibile, cum ar fi asta cu modul de numire a procurorilor, cu modalitatea de desființare a secției speciale, nu cu desființarea sine, ci cu modalitatea de a, chestiuni care noi am fost tot timpul disponibili pentru discuții, dar din cadrul coaliției, sau fostei coaliții deja, putem să-i declarăm decesul, a fost permanent un fel de atitudine de Big Brother, așa, în care tu nu trebuie să te atingi de zona asta, n-ai dreptul. Chiar dacă ai scris în programul de guvernare și am negociat, nu e cum scrie acolo și așa mai departe. Dar aici au început să se fractureze coaliția și că, repet, dacă reveneam pe acel program, putea să fie, eu am fost de cei care am spus că trebuie să fie flexibilitate pe portofolii, dar nu suntem acolo. Adică situația este absurdă, mă pune să vă spun ce am făcut noi dacă cineva ne invita. Suntem într-o situație în care nici măcar nu s-a mimat, nu s-a făcut baletul politicos de a invita USR-ul, haide să discutăm despre cum ar fi să refacem coaliția. Deci dumneavoastră spuneți aici, declarați decesul coaliției PNL-USR. E oficial. Culmea perversității este că acest deces, adică el, coaliția este decedată, acum ne mai învârtim pe lângă ea dacă o îngropăm sau nu. Dar de fapt butonul e la PSD și asta este cu totul trist. Este cu trist și pentru președintele Iohannis, care a câștigat al doilea mandat zicând că nu mai dă șanse PSD-ului, este trist și pentru Florin Câțu, care a fost cel mai anti-PSD-ist dintre peneliști mulți ani. Și de ce spun asta? Pentru că acum, refuzând orice fel de dialog cu USR, PNL se căciulește efectiv la PSD. Deci, efectiv, PSD poate să ceară PNL-ului aproape orice astăzi. PSD are o mare reuniune cu liderii din teritoriu chiar astăzi, când se uită oamenii la noi. Și așteptăm cu toții să vedem dacă în mărinimia sa PSD-ul va accepta acest guvern minoritar al PNL, minoritar în Parlament și în cabinet, că altfel presupun că vor avea oameni PSD-ul de sus până în jos. Cum s-a mai întâmplat? Dar aceste partide știu cum să coabiteze, ele n-au știut cum să coabiteze cu noi. Problema am fost noi, se pare. Haideți să avem o discuție sinceră. Noi acum constatăm decesul, dar coaliția a murit de mult. Dumneavoastră, când ați înțeles
că urmează să fiți scoși din guvernare și înlocuiți cu PSD. Ma, știți cum este? Eu sunt un om care am participat săptămână de săptămână la ședințele de coaliție. Participând la ședințe de coaliție și negociind acolo PNRR-ul, asta mi-a permis să văd că nu a fost așa un fel de... că nu a fost un fel de rostogolire care mai poate fi oprit. Acea coaliție a avut tresăriri, a avut căderi, iar și părea că își revine și așa mai departe. Deci a fost o clară aliniere împotriva noastră a celor două partide din coaliție. Deci UDMR-ul. Și UDMR-ul și pe niște chestiuni pe care noi am crezut că le-am angreat odată în programul de guvernare. Și m-am dat exemplu cu secția specială, care probabil că este cel mai vizibil, cel mai evident. Eu nu am ce să mă supăr de pildă pe UDMR, pe chestiunile pe care le-a anunțat la bun început. UDMR nu a acceptat niciodată în programul de guvernare schimbarea sistemului electoral la locale, primarii în două tururi. Deși noi am spus că vrem, PNL-ul, cum a spus că vrea, da, Borman și-a asumat răspunderea pe legea aia, UDMR a spus noi nu. În momentul ăla noi am insistat, am venit cu formule, am încercat chiar să negociez cu UDMR o formulă parțial de aplicare a principiului primar în două tururi, au spus nu până la urmă. N-am de ce să mă supăr pe UDMR pentru că a refuzat până la capăt chestiunea asta. Pentru că este o chestie strategică, au spus, doamne, partidele românești se aliază în turul 2 împotriva maghiarului și ne scoate peste tot. Eu înțeleg. Așa cum și pentru noi este absolut strategic important să se schimbe sistemul electoral, pentru că ponderea noastră în local este mai mare decât cei 41 de primari pe care îi aveam. Însă, am de ce să mă supăr pe UDMR, care a acceptat în programul de guvernare de desființarea secției speciale și apoi a spus că nu, că am făcut o greșeală când am scris acolo, sau s-a înțeles greșit, și așa mai departe. Și mai sunt și alte chestiuni. Transferul unei părți din poliția judiciară la instanță. Și mai ales chestiunea care înțeleg l-a supărat foarte rău pe președinte, a modului în care se numesc procurorii. De la DNA, DICOT și procurorul Bun, general. Deci care a fost momentul în care v-ați dat seama că de fapt nu mai e cale de întors? Păi nu, asta încerc să vă spun într-un mod foarte complicat. Coaliția aia a fost făcută knockout la povestea cu Vlad Voiculescu. Ne-am revenit din ea, destul de dificil, dar ne-am revenit. S-a mai făcut un knockout atunci când a apărut criza pe numirea procurorilor. Nu pot să spun, domne, a fost ăsta momentul în care ne-am dat seama. Paralel, lucram la alte proiecte. Lucram la PNRR, în principal, ce mă privește pe mine. Deci nu pot să spun că nu s-a întâmplat nimic. Se tot întâmplau chestiuni în coaliția aia. Acum, momentul pe care nu l-am înțeles niciodată a fost, pe de o parte, forțarea programului Angel Salini în guvern. Dacă țineți minte, am reușit să negociez suspendarea ședinței de guvern, pentru că Dan Barna i-a spus lui Florin Câțu, clar, direct, adică eram acolo, a zis, dacă treceți chestia asta în guvern, noi depunem moțiune de cenzură. Da? Erau 5 oameni de față la discuția asta. Atunci Florin Câțu a zis, bine, suspendăm ședința. Eu am propus să suspendăm miercuri, să suspendăm până vineri, să ne dea timp să negociem pe ordonanță de urgență. Okay? Pentru că ei au spus tot timpul, suntem de acord cu ce vrea USR-ul să schimbe la Angel Salini. Uitați, haideți să ne oprim puțin la momentul ăsta. Și moment... Pentru că încerc să înțeleg. Cei de la PNL vă reproșează dumneavoastră faptul că ați apăsat prea adânc pe pedală. De pildă, ne dați exemplul ăsta cu amenințarea că depuneți o moțiune de cenzură. Credeți că a fost în tot acest dialog, sau mai puțin dialog, monolog între cele două partide, ceva ce ați greșit în relația cu PNL-ul? O anumită modalitate radicală de a pune lucrurile? Păi asta vă ziceați puțin, că noi nu am venit așa, domne, era totul bine și treceam în cadrul cu o moțiune pe care o dăm cu ea în cap. Adică e și greșeala dumneavoastră că s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Era o situație exasperantă în care după două discuții în coaliție, în care noi am spus, stați puțin, că nu putem să acceptăm Angel Salini, în primul rând, pentru că nu e clar ce se întâmplă cu banii și am avut dreptate, vedeți ce se întâmplă acum. Și pe de altă parte nu e clar că avem spațiu bugetar, pentru că tot timpul ni s-a spus pentru sănătate nu sunt bani, pentru transportul nu sunt bani, calea ferată se duce în cap, dar nu avem bani să dăm acolo și mai departe, dar brusc pentru Angel Salini s-au găsit niște bani. Asta a fost elementul
de nedreptate pe care, pentru care am vrut să stopăm Angel Salini. A spus, nu ne interesează, noi mergem mai departe. Și nouă ni se pare așa că, domne, totuși este aberant, suntem partid într-o coaliție se discută. Plus că era și chestiunea că fiecare trebuie să-și pună ceva pe masă, ale noastre erau tot timpul blocate. Deci când am spus că Dan i-a spus lui Florin Câțu, dacă continui chestia asta, noi depunem o sentință de cenzură, era ultima armă pe care o aveam la dispoziție. Altfel, guvernul fiind pe de o parte colegial, dar pe de altă parte primul ministru având ultimul cuvânt, că așa sunt legile, noi eram așa niște papagali care stăm în bancă la masa guvernului și guvernul decidea fără noi. Aia a fost. Da, era o altă modalitate. Ești extremist dacă folosești o armă legitimă la dispoziția ta atunci când îți ajunge cuțitul la os. Nu știu ce să spun aici. E ca și când ameninți cu divorțul și după aia te superi că ea a depus actele de divorț. Asta a făcut atunci Dan Barna. Nu există altă modalitate de a stopa proiectul acela alta decât moțiunea de cenzură? Nu v-ați întrebat în perioada asta? Păi asta spun. Nu a fost un fel de inabilitate în negociere? Dar să spun că n-am depus moțiunea de cenzură imediat. S-a mai întâmplat ceva. Deci discuția asta care a fost la prânz, s-a spus la ședința de guvern și eu am spus lui Florin Cățu, Florine, amână ședința până vineri. Până vineri, hai să desemnăm câte doi negociatori de la fiecare partid să discutăm pe substanța ordonanței de urgență. El a spus, o suspend până la ora 7 seara. Era 2. Și am spus, nu e greu în 5 ore să, chiar dacă ne apucăm acum, în momentul ăsta, să meșterim la ordonanța de urgență, e greu să o rezolvi. Am plecat fiecare la partidul nostru. La ora 5, PNL-ul a ieșit în ședință cu decizia în unanimitate a biroului, nu știu cum se numește, Biroul Național Executiv. Mergem mai departe cu Angel Salini. Deci nici măcar nu s-a făcut un follow-up la discuția aia. După alte 2 ore l-a sunat pe Dan Barna și pe Dacian Cioloș, îl dau afară pe Stelian Ion. Adică în condiții care noi am spus că pentru depunerea, pentru trecerea OUG-ului depunem o sentință de cenzură, că când cineva ți-a, apropo de metafora cu divorțul, când cineva spune, băi, nu mai bate că divorțez, ăla mai vine și cu băta după aia. Adică mi se pare halucinant, mi s-a părut și atunci, mi se pare și acum. Eu tot nu reușesc să înțeleg ca un om care am fost unul care a ținut coaliția asta, am fost dintre cei care am negociat permanent pe foarte multe teme, care nu s-au văzut în spațiul public, am reușit să ducem niște lucruri la capăt. Tot nu reușesc să înțeleg gradul de iraționalitate. Mă uit așa ca la un film în reloare când se prăbușește sau când se duce un autobuz într-un zid. Eu n-am explicații alta decât acum că mă întrebați dumneavoastră că s-a dorit, că a fost un plan clar cu cap-coadă, USR afară de la guvernare. A fost planul cui? N-am. Că dacă vreți să vă răspund președintele României, n-am dovada. Pot să spun invers. Nu cred că un asemenea plan se putea executa fără știința președintelui României. Pentru că ambii miniștri care au fost luați la țintă ai USR-ului și asta e altă chestie care am vorbit cu cineva din Germania, care despre cum funcționează acolo coaliția, ideea că un partid de afară a ministrii altui partid, așa, pentru că se enervează, e ceva halucinant. Ambii miniștri care au avut probleme au intrat, au avut niște idei, au crezut că sunt miniștri, pe bune, în niște zone foarte sensibile pentru președintele României, adică campania de vaccinare și justiție. Și atunci, asta i-aș reproșa președintelui, că nu a avut înțelepciunea, diplomația, de a negocia, de a discuta cu oamenii ăștia, nici cu Voiculescu, nici cu Stelian Ion. Cererile repetate ale lui Stelian de a se vedea, să discute cu președintele pe substanța legilor justiției, au rămas fără răspuns. Nu asta se face. Adică trebuie să tratezi partenerii de coaliție ca parteneri egali, să vezi care sunt diferențele, să încerci să le negociezi. Președintele a greșit crezând că USR este al doilea partid prezidențial. Ori nu a fost niciodată. Modalitatea noastră politicoasă, deferentă de a discuta cu președintele, pentru că totuși președintele României are 6 milioane de voturi în spate, a fost greșit interpretată că suntem al doilea partid prezidențial. Ceea ce n-am fost niciodată, am avut candidatul nostru la președinție,
Consider și acum că Dan Barna a fost un președinte mai bun, măcar pentru că are flexibilitatea de a negocia, nu de a da cu pumnul în masă. Și președintele și-a arătat limitele în acest context. Așa cum tot eu la noastră misiune l-am lăudat pe președinte pentru intervențiile pe care le-a avut în legătură cu PNRR-ul. Când am simțit că se poate rupe căruța și din cauza PNRR, că au fost niște momente aici, eram și am spus că președintele a vorbit cu miniștrii PNL să mai lasă de la ei și așa mai departe. Acolo a făcut ce trebuie. Pe alte părți n-am reușit să înțeleg. Continuăm discuția, pentru că acum realitatea este așa. Un guvern minoritar care pare a fi susținut de PSD. Ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă. Cristian Ghina este invitatul zilei de astăzi. PNRR-ul, programul la care ați lucrat, poate să fie pus în aplicare de un guvern minoritar? Îți trebuie niște minți foarte luminate și o capacitate de balet politic foarte mare ca să faci asta. Sau ca să vă spun invers, PNRR-ul era dificil de implementat și de către un guvern stabil care știe ce vrea să facă. Pentru că ce am făcut noi a fost să recuperăm un uriaș deficit de capacitate administrativă la nivel politic, pe care există în continuare. Deci nu închipuim că țara asta are proiecte de 29 de miliarde așa în sectar, în sertare, le avea, le scoate, le pune și nu contează cine conduce. Nu, dimpotrivă, ministerele trebuie să fie puse la muncă, strunite și băgate într-o mașinărie de luat decizii, pentru că riscul de a se gripa o bucată care blochează tot programul este foarte, foarte mare. Problema de fond este că Parlamentul României funcționează foarte greu ca o mașinărie de dat lege și destul de haotic și impredictibil. Și atunci, guvernele, pe chestiuni foarte importante, tind să folosească ordonanțe de urgență. Acum, ordonanțele de urgență plus un guvern minoritar înseamnă că chiar dacă are guvernul capacitate de a le da, pot fi modificate în Parlament. Și asta este un risc pe care, apropo, Comisia Europeană a fost tot timpul, ne-a întrebat tot timpul ce facem cu asta. Dacă țineți minte, când am fost cu Florin Câțu la Bruxelles la întâlnire cu președinta Comisiei Europene, am mers cu un concept paper de cum vrea guvernul României să arate reforma pensiilor, reforma fiscală și așa mai departe. În concept paper am spus că jalonul nostru era că guvernul trimite proiect de lege în Parlament. Și președinta Comisiei, chiar în începutul discuției, acum dau puțin din casă de la discuție, a zis: este foarte bun ce a scris aici, sunt exact reformele care România are nevoie, pe care le tot solicităm și noi de mulți ani, noi Comisia Europeană, dar am o singură problemă cu ce a scris acolo. Nu putem să acceptăm să fie doar proiect de lege, trebuie să fie legislație intrată în vigoare. Deci nu puteam, nu avem cum să răspunzi la asta, adică o reformă e reformă atunci când e lege intrată în vigoare. În discuțiile ulterioare cu Comisia, la nivel tehnic, a apărut întrebarea: ce se întâmplă dacă în Parlament se schimbă un OUG, adică dacă un OUG de pildă, că s-ar putea să ajungă în situația în care guvernul își dă seama că nu mai are timp să treacă o lege prin Parlament și atunci dă OUG. Am putea să acceptăm că e chiar o chestiune importantă, că se blochează PNRR-ul. Ce se întâmplă dacă merge în Parlament OUG-ul și este schimbat într-o formă care nu mai respectă textul din jalonul pe care l-avem agreat cu Comisia Europeană? Și atunci, pe interpretarea regulamentului, dar fiindcă nu mai este reformă sustenabilă, că s-au gândit și la asta cei din Comisie și din Parlamentul European când au gândit regulamentul, adică nu poți să dai o reformă pe care o schimbi peste noapte, dacă să spui că ai bifat ceva. Deci, dacă se întâmplă chestia asta, atunci trebuie să dăm banii înapoi pe tranșa pe care am luat-o, pe baza căruia am luat, nu știu, care s-a bazat pe reforma aia, ca să zic așa. Ce vreau să spun? Acest mecanism foarte complicat de decizie, cu un guvern minoritar,
dacă are și un parlament ostil, ne va crea mari, mari probleme. Însă, mai spun ceva ce i-am spus lui Florin Câțu la ultima noastră întâlnire, atunci când i-am predat ministerul, că el este ministru interimar la MIPE. Am încercat, evident, să avem și o discuție politică, mai ales că am avut o relație bună și avem chiar și acum o relație decentă, uman vorbind. L-am întrebat, cu cine vrei tu să faci reforma pensiilor în România? Cu cine vrei tu să faci reformă fiscală? Cu PSD? Care este planul? Și atunci, nu, păi la asta vorbim. Deci eu cred că este loc de vorbit și de asta tot încerc cel puțin eu și mai sunt și alții să nu ardem toate punțile, pentru că noi USR vom avea o problemă mare. Să fie foarte clar, în PNRR-ul ăsta așa cum este, care este PNRR-ul coaliției, este o bună parte din ADN-ul nostru. Sunt chestiuni pe care le-am pus acolo și nu e numai al nostru, și al PNL-ului. A fost o negociere. Acum USR-ul va veni în Parlament și va trebui să susțină legile de care depinde înaintarea PNR-ului. Să-ți de acord cu mine. Nu? Deci veți fi un partid de opoziție care pe tot ce înseamnă legislație agreată prin PNRR va vota cu guvernul. Pentru că sunt legile lucrate. E chiar mai complicat așa. E chiar mai complicat decât așa. Ar fi simplu dacă ar fi doar așa. Mi-e frică de altceva. Să nu vină guvernul cu o formă a legilor care, de fapt, să nu respecte spiritul acelui în PNRR, pentru că în PNRR sunt niște detalii, adică de pildă legea pensiilor, care parcă va fi cel mai mare hop. Deci, la 31 decembrie 2022, noi trebuie să avem reforma pensiilor, care înseamnă reforma pensiilor publice și reforma pensiilor speciale. Da? Cum va suna dezbaterea asta în Parlament? Vine PNL-ul, are PNL-ul resurse interne și voință internă de a reforma? Eu cred că USR-ul va veni cu niște forme mai corect ale legii, pe care PNL-ul va avea de ales între a le accepta sau a negocia cu PSD-ul niște forme așa, doar ca să bifeze ceva. Sau pur și simplu PSD-ul să spună, nu interesează, măriți pensiile cu 40%, că oricum suntem în opoziție, nu interesează de problema bugetului și așa mai departe. Adică o să intrăm într-o spirală de asta a politicianismului, de care mi-e foarte teamă, pe care nu știu cum o rezolvăm. De asta și preferat să le facem coaliția. Și este o situație absurdă în care Florin Câțu, nefăcând pasul în spate din propria voință, a fost scos din cărți și a fost foarte mult slăbit politic. Și nu știu dacă e răzbunarea lui, dacă e răzbunarea cuiva, a zis ok, dacă m-am dat la o parte, scoatem și USR-ul de la guvernare ca să facem să fie bâlciul bâlci. Vă simțiți pedepsiți pentru că ați rupt guvernarea? Pentru că am vrut? Pentru că ați rupt guvernarea. Da, mi se pare că este o aliniere politică. Deci dacă se confirmă că PSD votează guvernul ăsta minoritar, se confirmă și faptul că a fost o complicitate acolo pentru a scoate USR-ul și de la guvernare și că problema de fond a fost că nu ne înțelegeam pe ce vrem să facem. Că noi credeam că e o chestie legată de program de guvernare și de fapt era de luat resurse cu japca, ceea ce noi nu am acceptat. Puteți sta, nu știu, 6 luni pe coș de nucă și să vă întoarceți în primăvară să refaceți coaliția? Da, metafora asta e una foarte nefericită cu coș de nucă. Nu, așa se pune problema. Problem de o pedeapsă. Am văzut ieșirea asta președintelui Iohannis de la Bruxelles. Mi s-a părut neobișnuit de nervos. În primul rând să folosești cadrul ăla, te duci la Consiliul de la Bruxelles și folosești cadrul ăla oficial european să dai o scatoalcă USR-ului. Nu mi s-a părut că președintele este împăcat cu situația sau cu ține însuși în situația asta. Efectiv a fost, a inventat un nou cuvânt în limba română cu crizatori. Și mai continuat, poate a doua parte a frazei este mai importantă. Unii care s-au crezut importanți și s-a demonstrat că nu erau importanți, un fel de l-am arătat eu lor. Adică se referea la USR. Se referea la USR, fără niciun fel, dar unii care s-au crezut importanți. Noi nu suntem crezut importanți. Aveam niște acțiuni la coaliția aia. O treime din coaliție erau acțiunile noastre. Am avut miniștri, permanent am avut senzația, m-ați întrebat dumneavoastră când ați avut senzația că ăștia să vă scot pe fărași. Am avut la bun început o altă senzație foarte stranie. Că am fi acolo prin mărinimia PNL-ului.
că am fi acolo așa, că ne acceptă, că ne-au dat niște ministere să le ronțăim, că trebuie să le cerem voi, apropo. Asta au fost multe discuții în coaliție, că nu le știți dumneavoastră în presă, că n-am ieșit cu foarte multe de acolo. Adică era un fel de senzație că miniștrii PNL le fac ce vor, iar miniștrii USR trebuie să facă ce au voie de la PNL să facă ceva. Inclusiv să schimbe pe ăla, oameni, schimbări absolut legitime la nivel politic al ministerului. Permanent am avut senzația asta și noi am refuzat permanent să discutăm ca și cum am avea o datorie față de PNL, ca și cum PNL-ul ne-a dat nouă ceva. Noi am participat la crearea unei coaliții. Bun. Ca parteneri. În mod evident este o problemă de atitudine în momentul ăsta din partea tuturor. Credeți că peste 6 luni, în primăvară, această coaliție ar putea să se refacă? Depinde din motive pragmatice, legate de reformele de care vorbeați. Va fi PSD. Deci dacă PSD, care acum va fi într-o situație... Asta zic, că dorind să pedepsească USR pentru o faptă pe care eu nu o consider reprobabilă niciun fel. Consider că a fost o negociere bărbătească, că am înghițit niște broaște și până am zis nu mai se poate, gata, Florine, ți-ai consumat visele. Se putea foarte bine reface acea coaliție, ca în orice fel de... În democrațiile cu multe partide și cu coaliții se strică, se refac, nu e nimic dramatic. Mă rog, revin. Dar eu sunt șocat că pentru a pedepsi USR, PNL... Și mai degrabă, să nu zic PNL ca tare, ci cei care iau deciziile, în speță Florin Cîțu și președintele Iohannis, sunt dispuși efectiv să fie la mâna PSD-ului în momentul ăsta, care PSD le poate cere aproape orice. Și când zic aproape orice, mă refer la prefecturi, la prefacerea ale unor alianțe în consilii județene și municipale. PSD efectiv este cu cuțitul în dinți, poate să extragă de la PNL foarte mult. Acum, dacă peste 6 luni vor fi atât de exasperați încât să se dezică de noi parteneri și vom putea să avem o discuție rațională, noi suntem aici. Mai mult chiar, da, peste 6 luni va veni de contul, pentru că așa cum am negociat PNRR-ul, până în iunie 2022 sunt chestiunile tehnice de organizat. Adică, până în iunie 2022 sunt vreo 22 de legi care trebuie date de Parlamentul României, de pildă. Una dintre ele a fost deja dată, legea securității rețelelor 5G. Celelalte sunt chestiuni benigne. Nu știu, legea privitoare la serviciile publice municipale, legea zonelor metropolitane. Benigne în sensul în care nu sunt controversate. Deci nu ar trebui să se blocheze decât dacă cineva vrea mult să-l blocheze. După iunie 2022 urmează alea grele. Și v-am spus, pensiile, mai sunt niște legi pe zona de energie, pentru că așa a fost gândit. Adică am gândit programul ăsta ca primul an să ai un an de respiro în care poți să-ți organizezi șantierul și apoi să vină chestiile care chiar trebuie să consume capital politic foarte, foarte mare. Deci PNL-ul, dacă vrea să guverneze cu sprijin parlamentar din partea PSD-ului până atunci, să sperăm că pregătește, că nu dă de gar cu PNRR-ul și cu altele. Și apropo, aș vrea să spun două cuvinte despre fondurile europene alea vechi, clasice. O să am o rugăminte. Haideți să luăm o pauză și continuăm discuția. După o scurtă pauză, rămâneți așadar alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă. Cristian Ghinea a fost ministru al fondurilor europene, este invitatul zilei de astăzi. Vorbeați chiar despre fondurile europene, nu doar de PNRR. Când am lăsat mandatul de europarlamentar să vin la minister, am avut două obiective și am zis, domne, o asemenea provocare, eu ca om din domeniu nu o să mai văd niciodată în viața mea, să pot să fac programare pentru atât de mulți bani în același timp. O bucată era PNRR, altă bucată sunt programele operaționale, care sunt mai mult ca sumă decât PNRR-ul. Sunt 40 de miliarde. Ele ar trebui terminate până pe la primăvară. În programul de guvernare cu care am mers ca guvern Cioloș în Parlament, am propus pentru prima oară și niște termene. Jumate din programe să fie terminate până la 1 decembrie și celălalt aproximativ jumate până la 22 martie anul viitor. Astea sunt mai puțin vizibile decât PNRR-ul și nici nu au reforme atașate. Sunt bani, sunt chiar bani de cheltuială, dar sunt chiar mai
chiar mai importante. Îmi pare că n-am apucat să fac, am muncit la ele, a fost trimis unul dintre ele la Bruxelles de către minister la câteva zile după ce am plecat, eu că lăsasem în ordine. În momentul ăsta nu se muncește de la nivel tehnic, dar trebuie să fie cineva care să se priceapă. Însă mi-e teamă de altceva, pentru că sunt fel de fel de oameni care au fantezii. Ministerul ăsta este unul tehnic, care are nevoie de o stabilitate. Ministerul ăsta trebuie în același timp să absorbă vreo încă 20 de miliarde din bugetul actual, care se termină în 2023, să dea drumul la bugetul viitor, 2020-2027, și să gestioneze PNRR-ul. Concursurile nu s-au organizat, le dădusem drumul cu vreo două săptămâni înainte să plec, le-au blocat ca să vadă ce-i cu ele, că nu am înțeles foarte clar de ce. Și acum sunt fel de fel de fantezii, de pildă doamna Turcan și domnul Câmpeanu, în perioada asta de înainte să se pice guvernul la moțiunea de cenzură, au publicat o ordonanță de urgență prin care rupeau o bucată de Ministerul Fondurilor Europene și mutau la Ministerul Muncii și la Ministerul Educației. Banii pe educație și banii pe ocupare și muncă. Au zis, doamne, dacă tot nu mai este jupunul de la USR acolo, hai să luăm o bucată din fonduri europene. Ceea ce ne întorcea la situația înainte de 2013, când fiecare minister avea banii lui, știți că a fost praf, adică în problema lui Băsescu erau blocate toate programele operaționale, a venit Leonard Orban să le salveze, a făcut o primă comasare a lor într-un minister și apoi a venit Teodorovici și le-a unificat. Asta ține de istoria domeniului. Mi-e foarte teamă că asta n-a fost doar așa un fel de ambiție, de poftă a foștilor mei colegi Câmpeanu și Turcan, ci este acolo, sunt fel de fel de oameni care vor să ducă fonduri europene, ba încolo, ba încolo, ba și așa mai departe. Caz în care va duce la destructurarea autorităților de management actuale, pe care este o presiune uriașă. De ce zic eu acum, poate că nu vreau să intru în detalii tehnice să plictisesc oamenii, că știu că dacă încep să zici cu AME-uri și OI-uri și de-astea, oamenii adorm, sunt în pericol câteva zeci de miliarde de euro, pe lângă PNRR-ul. PNRR-ul e, am vorbit de el. Deci dacă nu ne ținem de programare și dacă destructurăm autoritățile de management așa cum sunt ele, sunt funcționale, sunt performante cât de cât la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, peste 2 ani vom avea toate programele operaționale blocate sau nelansate, blocate alea curente și nelansate alea care urmează. Și spun asta pentru că sunt un om informat care știu că cam ce fantezii sunt un PNL pe în domeniul ăsta, pe de o parte, și știu cum s-a fost oprită UG-ul ăsta. Deci este o situație penibilă pentru statul român, în care niște miniștri au avut dreptul să dau un UG înainte să pice guvernul în Parlament și au fost opriți pentru o scrisoare de la Comisia Europeană, care le-a spus, băi, sunteți nebuni? De asta vă arde vouă acum când sunteți un guvern care stă să pice, vă arde de schimbat autorități de management în fonduri europene? Haideți să dăm și o veste bună. Ecofinul pe 28 octombrie aprobă PNRR-ul României. Asta înseamnă că avansul, primele fonduri, le vom avea când, domnule Ghinea? Am spus de la început, dacă țineți minte, septembrie aprobă Comisia, octombrie aprobă Ecofin. Speram să fie în Ecofin în 15 octombrie, nu s-a întâmplat, dar tot octombrie este 28. Din acest moment, după 28 octombrie, România poate să facă prima cerere de plată. Am auzit discuții că nu poate să facă asta din cauza că nu are guvern. Funcțional nu e adevărat. Deci, cererea de plată pentru prefinanțare nu este condiționată de nimic. Poate să fie făcută mâine. Poate să tragă România pe acest avans? 3,7 miliarde. Acum, și banii unde se vor duce? Banii se vor duce în trezoreria statului român. Vor fi niște bani acolo. Ce avem de făcut este să dăm o lege sau un OUG privitor la circuitul financiar. Adică cine poate să-i acceseze, cum, cine dă avizul, MIPE, Ministerul de Finanțe, probabil că vor fi între cele două ministere. Deci, spuneți-ne mai concret, noi tragem de la Comisie 3,7 miliarde de euro în 28 octombrie, 29 octombrie, după care banii ăștia unde se duc? Se duc în trezorerie și de acolo? Și de acolo sunt distribuiți. Acum avem de ales. Fie îi distribuim efectiv în buget. Deci, teoretic, acești bani, Comisia nu mai întreabă nimic până când cerem altă tranșă de bani.
Dacă începem să-i furăm, ne întreabă pe partea, nu ne întreabă ce facem cu ei, pentru că nu e ca la fondurile europene clasice care se aprobă fiecare proiect major. Acești bani intră la buget. Așa. Acum avem noi de ales dacă îi ducem la buget la modul în care îi cheltuim pentru altele, sau, de exemplu, ce am promis că facem un PNRR. Așa, asta e o posibilitate și o temere a mea. Să va trezi politicianul român cu 3 miliarde de euro, care spune, păi ia, avem noi o gaură la buget acum, la energie. Ia să-i cheltuim. Vedem noi la 2022 cu ce facem autostrada. Da, în mod ideal unde trebuie să meargă banii ăștia? În mod ideal, trebuie să fie un, așa, pe fonduri europene clasice, există în bugetul de stat titlul 58, se numește. Care sunt banii unde comisia varsă fondurile de coeziune. Trebuie să fie un capitol bugetar distinct, din care instituțiile statului român să poată să tragă atunci când livrează. Din prefinanțare le poți da direct. De pildă, colegul meu, Cechi Atila, care a început deja acel proiect de creșe, poate să tragă, trebuie să poată să tragă la Ministerul de Finanțe ca să plătească creșterea, că nu are de ce să încarce bugetul Ministerului Dezvoltării. La fel, Ministerul Transporturilor, când va termina licitația pentru A7, pentru primele tronsoane, atunci efectiv poate să facă cerere la Ministerul de Finanțe cu avizul MIPE probabil sau cu informarea MIPE, că asta e o chestie care am spus să fie decisă ulterior, să se ia banii. Adică, păi ia să duc într-o găleată care este la dispoziția politicienilor români. Dacă politicienii români vor decide să facă praf pe urgențe, o pot face. Dar după aia va trebui să scoată banii pentru autostrăzi din bugetul de stat. Dar dumneavoastră știți că sunteți în politică, e drept mai nou, dar știți cum acționează sau reacționează politicianul român când simte miros de bani. 3,7 miliarde, miliarde de euro sunt niște fonduri uriașe. Pentru asta am muncit să le aducem. Bun. Politicienii care vin la București, negociază. Cum privesc pușculița asta? Politicieni străini sau? Nu, români. Că cei străini înțeleg că și-au făcut treaba, au dat avizele. Ei vor veni în România după 28 octombrie, acești bani? Domnule Gruțu, eu am negociat PNR-ul ăsta cu multă bună credință și cu multă atenție la detaliile de implementare, pentru că chiar am crezut că stau să coordonez implementarea. Acum, sunt multe temeri și multe necunoscute și temeri și de ce vor face cu banii. Eu chiar vreau să fim responsabili să-i lăsăm acolo, să-i cheltuim pentru ce ne-am propus, nu ca să îndatorăm țara pur și simplu îndatorată, însemnând de cheltuim banii acum, rămânem cu țintele de făcut și vedem noi cum le atingem. Dar să știți că este foarte mult de muncă și la implementare. Adică dacă încep licitațiile să întârzie, dacă nu se menține presiunea politică pe instituții să ia decizii, vor intra într-o sarabandă a întârzierilor. PNR-ul mai poate fi modificat peste 2 ani jumate. Deci el vor să-l blocheze, ca și în regulament. El ori este aplicat așa cum trebuie, ori se blochează pe de-a întregul, ori guvernul României, care va fi peste 2 ani jumate, va avea o strategie de renegociere. Vor fi renegocieri cu foarte multe țări, nu mă îndoiesc. Dar astea sunt posibilitățile teoretice pe care le avem la dispoziție. Și vreau să mai spun ceva, că aud acum, începe să se vântă o idee că a negociat Ghinea, nu știu ce chestii secrete în PNRR. Și vreau să spun, a spus chiar domnul Romașcan, îl cheamă de la PSD, a spus în Parlament la discuția pe guvernul Cioloș. Și vreau să spun foarte clar aici, este o prostie. Nu există nicio clauză secretă în PNRR. Am publicat tot atunci când am trimis la Bruxelles. Cu comisia am negociat acel tabel cu jaloane și ținte, care are 750 de pagini. Ăla este public și în română și în engleză. Este așa de detaliat încât nu e nimic secret în plus. Bun. Poate că greu de citit. Da. O întrebare și o clarificare. PNRR-ul nu este asumat de Cristian Ghinea sau de USR. PNRR-ul, în forma în care a fost aprobat de comisie, este asumat de Guvernul României. Adică inclusiv de PNL, inclusiv de către domnul Câțu.
Dar nu, adică nu vreau să fiu unfair cu Florin Câțu, nici nu a, el nu a spus niciodată că a, din potrivă, a spus că a fost implicat și a fost implicat. Aș fi fost irresponsabil să nu implic președintele, guvernul și premierul în povestea asta. Ce zic este că se vântură, încep să apară mitologii, de pildă un mit că prin PNR ne-am angajat să renunțăm la încălzirea cu lemne. A fost așa un fel de flamă de presă. Este o prostie imensă. Spune acolo, pe de o parte, că ne angajăm și primim și bani pentru asta, să reducem furtul de lemne. Ceea ce înseamnă că reducem și cantitatea de lemne ilegal tăiate care ajung în case. Corect? Deci pentru asta avem niște sisteme digitale de urmărire a masei lemnoase. Și pe de altă parte vom avea, prin legislația referitoare la energie, nu vom încuraja populația să consume lemne. Da? Pentru că asta sunt o resursă finită. Deci, practic, vom încuraja fotovoltaice, vom încuraja energia verde, vom încuraja biomasă, nu vom încuraja consumul de lemne. Asta tot. De la asta s-a ajuns a se spune, se interzic lemnele în gospodării la încălzire. Și se tot vântură chestia asta, că sunt niște chestii secrete acolo, niște clauze. Am așa un sentiment că se va lăți această poveste cu PNRR-ul care ne interzice și ne face, și cum a fost povestea cu porcul care ne interzice UE să tăiem porci în 2007. Se vor crea mitologii de-astea și în jurul PNRR-ului. Ultima pauză a discuției de astăzi. Ne întoarcem, doamnelor, domnilor, imediat. Ne-am întors, ultima parte a discuției noastre, domnule Ghinea. Înainte de domnul general Ciucă, a fost nominalizat Dacian Cioloș. Care a fost scopul acestei nominalizări? Din partea noastră am făcut ceea ce am, cred că e a treia sau a patra rundă de consultări în care mergem la Cotroceni cu propunerea oficială a ceea ce era înainte Alianța USR Plus, acum este Partidul USR, dar ce am celor. Deci, din punctul nostru de vedere, am făcut ceea ce era normal să facem, ceea ce mai făcusem. Acum, de ce l-a nominalizat președintele pe Dacian Cioloș, n-aș sta să vă răspund eu. Noi ne-am luat treaba în serios și chiar am făcut o figură frumoasă, cred eu, în Parlament, la acele audieri unde chiar am demonstrat că suntem profesioniști pregătiți să guvernăm. Nu veți vota guvernul Ciucă pentru că este vorba despre un militar, Nicolae Ciucă, sau pentru că e vorba despre guvernul PNL? Păi, în primul rând, că n-am spus că oricum nu se întâmplă într-un parlament, deci vorbiți cu o persoană USR-ul ușor nepotrivită. Cred că nu vom guverna, nu vom vota, pentru că nu ne-a nimeni să-l votăm, adică e... suntem în plin absurd. Dumneavoastră înțelegeți de ce s-a stricat coaliția asta? Din moment ce nu mai este Florin Câțu, cel care a provocat și care era cuiul lui Petera din coaliție, de ce nu negociem? Noi avem un program de guvernare. Eu sunt pregătit să mă duc să negociez din nou alt program de guvernare, de fapt același, dar cu termene mai precise, cu colegii de la PNL și de la UDMR. Știm foarte bine cam unde suntem fiecare. A fi ușor să o refacem. Dar nu se dorește. Nu se dorește. Cine nu se dorește în România, domnule? Președintele, conducerea PNL au ajuns la concluzia că e prea complicat cu noi. Dar eu mai spun ceva, că sunteți amândoi analiști politici cu vechime. Este o criză de sistem și acum am pus și eu puțin palăria de fost analist politic. Creșterea USR și AUR ca partid de antisistem. Hai să vorbim de USR, că AUR încă este o enigmă. Dar și ei au fost intoleranți. Politicienii români vechi erau obișnuiți că o criză politică, odată declanșată, se rezolvă până mai dai un secretar de stat, mai dai niște prefecturi, mai faci un EPR în Parlament, mai faci o soluție imorală, cum a zis Traian Băsescu. Adică se fac alegeri și majoritățile de acolo după aceea se schimbă. Acum ai două partide care spun, băi, nu. Se negociază transparent pe programe, nu puteți să cumpărați de la parlamentari, de la noi. Nu puteți, nu se întâmplă. Asta provoacă o criză, o derută la partidele vechi, care ajung să guverneze împreună PNR și PSD, pentru că nu se pot înțelege cu ăștia. Este foarte simplu.
Mulțumim pentru discuția de astăzi, domnule Ghinea. Ne revedem. Mulțumesc, Florin. Doamnelor, domnilor, numai bine. La revedere!